valoare, calitatea celor care au intrat în facultate a fost mai bună. Nu neapărat calitatea lor în incorpore, dar calitatea lucrărilor pe baza cărora s-a intrat a fost mai bună. A fost, și atenție, în condițiile în care trebuia să opteze profesorul între 5 manuale, cel care optează e profesorul, nu elev. Atâta vreau să vă spun. Până la urmă, vrei nu vrei, concurența este o lege de fier într-o societate liberă și dreptul de a alege și responsabilitatea de a alege, pe care nu sunt mulți capabili să-și o asume, reprezintă o victorie extraordinar de mare. D'accord. Vă rog. Identitatea europeană e o identitate politică. Și deci ea poate fi integral construită. Pe ce se articulează ea? Pe o identitate sau un rest de identitate românească. Pentru că, vedeți, noi suntem în această dificultate. Dar totuși suntem ființe vii care trăim, putem să negociem faptele vieții noastre chiar și în aceste condiții de precaritate identitară. Ceea ce înseamnă că există un fond identitar pe care nesiguranța noastră se articulează. Cu chestia aia se va articula și identitatea politică europeană. Eu cred că trebuie să reacționăm împotriva ideii care este destul de vagă în general, dar foarte răspândită, că există incompatibilitate între apartenența la Europa și o identitate națională. Asta e o idee complet falsă. Europa nu se construiește ca Statele Unite, unde e un melting pot, unde toată lumea să vorbească aceeași limbă și să aibă același trecut. Noi ne construim în Europa așa bucățică cu bucățică, unde fiecare națiune, fiecare limbă, adică și una și alta, își va păstra identitatea și s-ar putea ca unele din aceste identități să fie întărită prin faptul că aparține unui ansamblu european, pe care îl simțim în mod vag cu toții, și românul, și italianul, și franțuzul, și neamțul, că totuși Europa este ceva, are un trecut comun, avem un fel de patriotism european în spatele nostru, în mod inconștient, așa că eu cred că construcția asta europeană, care merge foarte încet, ar fi de dorit să meargă și mai repede, fiindcă altfel, dacă mai așteptăm mult, vă spun, nu o să mai fim europeni, o să fim cu toți jumătate asiatici, africani și așa mai departe. Dar în momentul de față putem fi perfect și europeni și români, fără să pierdem nimic din identitatea noastră națională, nimic. Eu cred că nu există, trebuie să iasă din mintea oamenilor că există un risc oarecare de a intra în Europa, că atât ne pierdem identitatea. Nu e adevărat. Întrebarea este cum a fost cu putință. Da, aș vrea să clasez întrebarea dumneavoastră în clasa reprezentărilor despre identitate, care folosesc cunoștințele istorice pentru a-i da carne. Aveți o nevoie extraordinară de a găsi un referent istoric pentru a vă concepe identitatea în prezent. Domnul Giuvara, poate ne spuneți scurt. Dar cred că nimeni n-a reușit să explice foarte bine din punct de vedere științific cum se explică miracolul unicității limbii române. E foarte greu de... Poftiți? Transcumanța și textele lui Coresi. Da, nu, doamnă, să știți că transumanța s-a exagerat foarte mult. Știu că s-a dat explicația asta. Transumanța a avut un rol foarte minor în formarea neamului românesc. Nu, explicația, doamnă, care o dau eu. E o explicație negativă, ca să zic așa. Vă rog, aveți încă puțină răbdare. Puțintică răbdare. În țările unde s-au născut multe dialecte, cum este Italia și Franța, de pildă, sunt țări care deja în Evul Mediu au cunoscut viață urbană foarte. Totdeauna în jurul orașelor, și în Germania la fel, și în jurul unui oraș, se creează o identitate culturală care vorbește mai altfel decât vecinul. Noi am fost o țară rurală în permanență, în aproape tot. Noi n-am avut orașe. Noi nu am avut orașe până la sfârșitul veacului al XIX-lea. Orașe adevărate. Chiar București era un târg enorm. Noi suntem o țară de, la origine, oarecum de țărani. Și prin urmare nu am creat dialecte, fiindcă a evoluat limba aproape la fel. În plus de asta, să nu uitați un lucru, nucleul formării limbii noastre este relativ mic. Ardealul și o parte din Muntenia, Oltenia, așa mai departe. Și pe urmă e clar că
în veacul, începând în veacul al XIV-lea, ne-am extins destul de departe. Moldova nu era populată numai de valaci și de români când a început descălecătoarea în Moldova și chiar în Muntenia spre Răsărit ne-am întins, așa că nucleul unde s-a format limba e totuși relativ restrâns, Transilvania, Oltenia și... Dobrogea avea în secolul XIX. Și Dobrogea, bineînțeles că nu mai erau români, dar aproape deloc când am... Așa că unicitatea asta a limbii române se explică, vă spun, prin ruralitate și prin extinderea nucleului român în Evul Mediu pe zone care nu le ocupau în mileniu întunecos. Adică iradierea dintr-un centru restrâns teritorial, da, în care omogenitatea poate fi explicată, da, destul, da, de ușor. Vă rog, și cu asta o să încheie.